Bună dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală în care voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbit. Wow. În momentul de față văd aici foarte multă comunicare. Dar văd și faptul că în viitorul apropiat urmează o schimbare, urmează o mică bucurie un drum pe care îl faceți împreună, dar văd că este și o perioadă în care tu ai mai multe drumuri scurte de făcut. Unii văd că sunteți aici într-o relație la distanță, da? însă văd aici și îndrăgostiții, nouă de cupe. O legătură văd cu zodia gemeni, însă pe de altă parte văd o persoană care are tot ceea ce își dorește în cadrul unei relații, și se pare că este puțin plictisit sau plictisită cu patrul de cupe. Pe de altă parte, văd că tu ai obosit să aștepți persoana potrivită. Ai, aș ai obosit să tot aștepți să se întâmple ceva în cadrul acestei situații. Să vedem în continuare și să vedem puțin și în viitorul apropiat din momentul în care vizionezi acest videoclip. Bun, Întrăgostiții mai vorbește și despre foarte multă atracție în cadrul acestei relații, în cadrul acestei situații. Să vedem acum a, pentru tine. se pare că tu te afli într-o perioadă de schimbări foarte mari. Cavalerul de spade vine cu schimbări neașteptate, cu vești foarte rapide, e mail pe care le primești, văd că stai mult pe internet, comunici foarte mult. Ai multe drumuri de făcut, dar ești și într-o perioadă în care vrei să trăiești din plin. Văd aici o discuție foarte rapidă cu cineva, o discuție tranșantă, o discuție rece. Se pare că ceva te-a rănit aici, și din acest motiv tu ești pregătit să acționezi. Apoi avem asul de cupe. Văd aici o nouă persoană care poate să apară în viața ta, mai ales dacă ești o persoană singură. Dar văd aici și foarte multe emoții pe care cineva le simte. Este vorba despre o nouă etapă din viața ta care se deschide, dar pentru alții, văd aici faptul că în viitorul apropiat ai, ai parte de o celebrare, de o bucurie. Da. Hai să vedem: șase de monede, uite, în inima ta. Aici văd că în această perioadă. Dacă ești într o relație, ești preocupat de cât anume ți se oferă ca și timp, ca și fapte din partea acestei persoane, dar dacă ești o persoană singură, văd că în momentul de față nu te simți suficient apreciat. Mai văd și faptul că ești foarte concentrat cu niște uh, probleme legate de familia ta, legate de prieteni, legate de casa ta poți să ai de plătit niște facturi sau poți să cumperi ceva pentru tine în mod personal. Dar ești foarte determinat, și foarte sigur pe tine. Hai să vedem cealaltă persoană. Avem regele de băte. O legătură văd aici cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Ei bine, persoana asta este foarte energică, foarte plină de viață. Știe foarte bine să te convingă, știe foarte bine să negocieze, dar este și o persoană care îi place viața, este o persoană specială care cumva vine în viața ta da, dacă ești o persoană singură. O bucurie văd aici în plan personal, foarte rapid. Cineva vine cu inima deschisă către tine. Hai să vedem tu, 4 de bâte. Văd păi aici o bucurie pentru tine care are legătură cu munca sau o, leg sau o bucurie pentru tine care poate avea legătură cu o relație, o oficializare a unei relații, o veste bună pe care o primești din punct de vedere profesional. Este ceva neașteptat ce se întâmplă în viața ta la o zi sfântă, la o zi mare. E ca un eveniment pentru care lucrezi. Apoi avem pajul de băte. pajul de băte vine cu noi energii, deci noi proiecte care apar în viața ta. Dacă ești într-o relație, persoana asta se simte atrasă de tine, își dorește să se vadă cu tine, să vă simțiți bine, dar nu vrea ceva foarte stabil, nu vrea ceva foarte solid, momentan. Dacă ești o persoană singură, aici să știi că sunt șanse să apară cineva, dacă îți dorești, dar este o persoană care se îndrăgostește de tine la prima vedere, foarte rapid. Deci nu, nu stă la discuții aici. În viitorul apropiat avem patru de spade, un moment de relaxare împreună cu persoana iubită, dar văd și o pauză într-o relație. Dacă lucrurile nu merg atât de bine, aici uh, poate să însemne și o perioadă de pauză între voi, dar și o după-amiază petrecută împreună sau un weekend, o vacanță. Văd totuși că tu îți găsești liniștea în viitorul apropiat. Da, îți găsești liniștea pentru tine, avem nouă debute. se pare că. Aici te văd puțin obosit, te văd puțin temător, poate vei avea foarte multe lucruri de făcut sau îți va fi foarte teamă de această persoană, de această legătură. Să vedem celălalt judecata. Cealaltă persoană în viitorul apropiat o zi, o săptămână, maxim o lună din momentul în care vezi citirea, persoana asta să știi că trece prin niște transformări foarte mari. Sunt niște decizii aici care se iau. A avut parte de o perioadă mai puțin plăcută și acum e pe final. Pe de altă parte, dacă nu, dacă nu ați mai vorbit de mult timp, văd că persoana asta îți scrie, văd că persoana asta vrea să comunice cu tine, dar aici simt să-ți transmit că tu vei afla un adevăr vei afla un adevăr care va schimba totul în viața ta. În inima ta, regele de cupe văd o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar văd și foarte multe emoții pe care tu le vei simți față de această persoană în legătură cu această situație în viitorul apropiat. Trecutul bate la ușă. Da? Totuși te văd aici puțin supărat sau supărată Și este ceva ce are legătură cu această așteptare. Da. În continuare, 7 de bâte. Dacă te gândești să renunți la o relație, da, să știi că, uite, cu 7 de bâte, persoana asta te va contrazice, va spune tot ca el sau tot ca ea, și în final, văd aici că va încerca să te convingă de un anumit lucru. Pe de altă parte, Văd faptul că lucrurile se luminează în jurul tău, dar ți se cere mai mult curaj, pentru că văd aici că vei fi foarte temător. Poate să apară o provocare, dar văd și o susținere foarte mare pe care o ai din partea unei persoane. Da. Nouă de spade da urmează o perioadă puțin agitată pentru tine, nu neapărat negativă este ca și cu mai multe lucruri de făcut să ai niște decizii importante de luat și nu prea știi ce să faci. Da. Hai să vedem. Spânzuratul. Uite, o legătură cu zodia pești. Păi aici este cineva care începe să vadă relația într-un mod diferit cu tine, mai ales dacă ești într-o relație. Ori relația se răcește, ori e o persoană care începe să vadă și altceva în tine, începe să vadă și ceva serios, ceva stabil, doar că nu știu cât de mult o să mai vrei tu. În plan profesional, văd aici că ceva se pune pe pauză sau ceva se mișcă greu. Dacă aștepți un răspuns, acesta să știi că apare foarte, foarte rapid în viața ta. Da. Hai să a venit și pisica să te salute. Hai să vedem puțin despre ce este vorba cu acest patru de spade. Despre ce este vorba. Ce trebuie tu să cunoști să vedem, patru de spade. Da, uite, poate să fie o perioadă în care sunt niște probleme în relația asta sau poate să fie o problemă de sănătate care uh, te pune pe gânduri foarte, foarte serios. Da? Este ceva legat de un bărbat mai în vârstă sau este ceva legat de un văduv. Da? Poate să fie chiar o relație veche aici. O relație veche Dacă ești femeie, văd că ai aici un bărbat care nu știu, ori are niște întâlniri pe deascuns, ori este o persoană care nu prea, nu prea vrea ceva, ceva serios. Hai să vedem puțin judecata despre ce este vorba, pentru că e un eveniment major. Uite, judecata vorbește despre o bucurie neașteptată și despre uh, un nou început da, pentru tine. E adică ca și cum se clarifică ceva, se clarifică ceva. Și văd aici, uite un final, da? un final legat de ceva vechi. Să vedem șapte de bute, ce cealaltă persoană. Pentru ce luptă sau ce anume, că e ca și cum își apără niște convingeri și apără niște idei. Da? Uite, încearcă să te convingă de un anumit lucru. Da? Omul ăsta în viitorul apropiat. Uh, și uite, atenție la niște sfaturi pe care le primește aici. Da? De asemenea, văd că cineva are niște probleme în casă, în familie, în viitorul apropiat. Dacă ești într-o relație, vezi că persoana asta nu vrea neapărat o casă cu tine, nu vrea neapărat o familie cu tine în momentul de față. Și hai să vedem spânzuratul despre ce vorbește. Înțelegul vorbește, uite, despre un blocaj care are legătură cu un drum. Ori persoana asta nu poate să facă drum către tine, ori momentan sau în viitorul apropiat va fi prinsă la o călătorie, la un drum undeva anume. Da. E ca și cum omul ăsta nu se simte bine acolo unde este sau nu se simte bine unde merge. Atenție puțin la intuiția ta, pentru că îți va spune exact care este soluția. Să vedem pentru tine. O carte. Da, uite, pentru tine e cu mare noroc toată povestea asta, da mare noroc, mare pasiune este ceva benefic legat de niște acte sau legat de o decizie pe care o iei. Bun, hai să vedem puțin și îngerii romantici ce îți transmit ce trebuie să știi care este sfatul lor. Hai să vedem pentru tine și pentru cealaltă persoană sau pentru ceilalți. Pentru tine să vedem cealaltă persoană, ok. Voi aici uh, veți avea niște conversații inimă la inimă, da? o să o să discutați foarte, foarte intens, foarte bine și uite pentru tine. Sfatul este să uite că nu este suficientă atracție din partea ta sau simți că ceva nu e în regulă și mai văd aici și faptul că sunt niște dependențe între voi sau sunt niște obiceiuri proaste pe care le aveți niște vicii, ceva de genul acesta. Iar cealaltă persoană va dori să te cunoască mai mult sau va dori să să comunice cu tine. Pentru că uite, totuși văd aici niște probleme de familie. Da, uite, cineva trebuie să fie atent la anumite semne, la anumite avertizări. Și ți se spune, uite, să te eliberezi, este timpul să preiei controlul asupra vieții tale. Se spune că finanțele și cariera afectează această relație sau chiar viața ta în general și ți se spune că totuși acesta este sufletul tău pereche. Da. Și trebuie să învățați niște lecții împreună. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și, de asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.